Oameni buni, salutare! Am văzut că v-a plăcut mult ultimul material pe care l-am făcut despre chefir. Este o băutură de nelipsit în frigiderul meu și o să vă dau două motive pentru asta și astfel revin aici cu acest material și aceste detalii sprijinite de Müller, care fabrică chefirul Kalinka, care este probabil singurul chefir de pe piață care are drojdie de chefir. Adică, să o spunem pe aia dreaptă, este printre singurele chefiruri pe bune. Vreau să vorbim despre cele două beneficii esențiale pentru care eu consum acest chefir. Vorbim despre beneficii pentru digestie și microbiom, pe de o parte, și beneficii pentru somn și starea de bine. Hai să începem cu primul. Beneficiile chefirului pentru digestie și microbiom. Las aici pe ecran un studiu al căror cercetători au identificat peste 50 de tulpini de bacterii probiotice și drojdii în băutura de chefir. Aceste microorganisme au un rol crucial în menținerea sănătății sistemului digestiv. Bacteriile probiotice din chefir contribuie practic la descompunerea alimentelor, în special a carbohidraților complexi, precum fibrele și amidonul rezistent, care altfel nu se digeră în tractul nostru digestiv. Aceste bacterii produc enzime, care se numesc amilaze, celulaze, protease, care ajută la digestie și absorpția nutrienților. De asemenea, ele pot contribui și la degradarea și practic digestia lactozei, făcând chefirul o opțiune mult mai bună pentru digestie când vorbim despre lactate. În al doilea rând, aceste bacterii bune ne protejează împotriva bacteriilor dăunătoare. Bacteriile benefice din chefir concurează practic cu bacteriile dăunătoare pentru resurse și spațiu în intestin. Avem un spațiu limitat, iar acesta trebuie colonizat. Dacă bacteriile noastre bune îl colonizează primele, nu mai este loc pentru cele rele. Aceste bacterii bune chiar pot produce compuși antimicrobieni, cum sunt bacteriocinele, care inhibă creșterea și dezvoltarea acelor bacterii dăunătoare. Rezultatele cercetării arată că acest consum regulat de chefir poate reduce inflamația intestinală, poate preveni constipația și poate îmbunătăți simptomele sindromului de intestin iritabil. Hai să vorbim despre al doilea beneficiu al chefirului și anume beneficiul pentru somn și pentru starea de bine, și asta e de fapt primul beneficiu pentru care eu consum chefir, în special seara. Și vorbim despre mecanismul triptofanului. Triptofanul este un aminoacid esențial care se găsește în special în chefir, în abundență. În organism, triptofanul este convertit în 5-hidroxitriptofan, care apoi este transformat în serotonină. Iar serotonina este un neurotransmițător implicat în reglarea stării de spirit și a somnului. Practic, serotonina este hormonul care îți spune că ești unde trebuie, că ești acasă, că ești lângă familie, că este bine și trebuie să te relaxezi. La rândul său, serotonina asta este convertită în melatonină, care, după cum știți, este hormonul care reglează ciclul somn-veghe. Deci consumul seara al chefirului te ajută să te relaxezi, să te simți bine și să-ți lași loc să adormi. Cu toate că această serotonină intestinală nu poate traversa această barieră hematoencefalică, bariera din creier, care nu lasă totul să treacă în creier, ea are și alte funcții importante în organism. Aproximativ 95% din serotonina totală pe care o avem în corp este cea gastrointestinală, unde reglează motilitatea intestinală, secreția de mucus și are alte funcții imunitare locale. De asemenea, serotonina intestinală poate stimula producerea unor alte substanțe care pot influența somnul și starea de spirit prin intermediul unor căi indirecte. De exemplu, ea poate stimula eliberarea de hormoni precum corticotropina, care stimulează la rândul ei sinteza și eliberarea acestui hormon care se cheamă cortizol, despre care din nou am vorbit pe acest canal, un hormon al stresului pe care ni-l dorim la un nivel ridicat dimineața. Deci chefirul îți stimulează sinteza de serotonină, care ajută indirect secreția de cortizol dimineața, iar asta te face să ai o zi mai bună și o seară liniștită. Prin urmare, o cantitate adecvată de serotonină în intestin poate ajuta la această menținere a unui răspuns adecvat la stres. Și nu o spun eu, o spune acest studiu care a demonstrat că acest consum continuu al alimentelor care conțin bacterii lactice a îmbunătățit eficiența somnului și ar putea fi un mijloc util pentru a îmbunătăți în siguranță calitatea somnului. Adică nu cu pastile, ci prin alimente care funcționează efectiv ca niște medicamente atunci când sunt luate și consumate așa cum trebuie. În concluzie, chefirul ajută la îmbunătățirea somnului prin acest mecanism triptofan, serotonină, melatonină, precum și prin influențarea indirectă a altor hormoni și neurotransmițători implicați în reglarea somnului și a stării de spirit. Pe lângă aceste beneficii, chefirul ajută și la menținerea sănătății sistemului digestiv, promovând un microbiom echilibrat. Deci iată, chefirul te ajută pe de o parte să ai o digestie sănătoasă, îți apără digestia de alte bacterii pe care nu le vrei acolo și ajută la această secreție de neurotransmițători cu ajutorul triptofanului, astfel încât tu să ai suficientă serotonină, să ai suficient triptofan și suficientă melatonină, care toate sunt reglate în corp, astfel încât seara să te liniștești, să te poți deconecta, iar dimineața să poți să ai un start în forță și să-ți duci ziua până la cap.
capăt. Din nou, mulțumesc Müller și chefirului Kalinka, care este probabil singurul chefir de pe piață care are drojdie de chefir. Această ciupercă care practic face chefirul să se deosebească de alte lactate fermentate și care a ajuns în timp să fie singurul chefir pe care eu mi-l cumpăr și pe care îl consum, în special seara, pentru aceste efecte pozitive pe care tocmai le-am discutat. Oameni buni, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte. Pe curând!